ieșirea... Declarații președintele Klaus Iohannis, îl ascultăm și noi. ...pandemie, că despre asta vorbim. Acum stă în vaccinare. La noi vaccinarea este posibilă, vaccinul este disponibil fără programare, fără niciun fel de birocrație. Deci eu recomand în continuare fiecărui român să se vaccineze dacă nu dorește să ajungă la spital. Atât de simplu este. Bună ziua, Carmen Gavrilă, Radio România. La panelul despre energie ieri a reieșit că foarte multe țări din zona noastră sunt destul de reticente legat de cum să fie făcută tranziția spre energia curată, cum să realizeze țările din inițiativă această trecere fără să piardă din punct de vedere economic. Cât de mult vom putea susține menținerea utilizării gazelor, de exemplu? Da, toate aceste chestiuni sunt în dezbatere și sunt discuții foarte grele, fiindcă economiile noastre încă sunt dependente de gaz, sunt dependente de cărbune, deci de sursele clasice, ca să zic așa, de energie, și trecerea trebuie făcută. Ne-am asumat-o cu toții, suntem cu toții conștienți că trebuie să luptăm împotriva schimbărilor climatice, dar pe de altă parte nu vrem să avem o luptă din care să pierdem, vrem să avem o luptă din care să câștigăm, și atunci discuțiile vor fi foarte complicate, dar sunt optimist. Avem PNRR unde sunt prevăzuți bani mulți pentru asta, avem fondul de tranziție justă de unde vom putea să folosim bani destul de mulți pentru aceste schimbări și știu că se lucrează foarte intens la Ministerul Energiei și în guvern în general pentru găsirea unor soluții bune pentru România și așa le vom pune în practică. Mulțumesc! Președintele României Klaus Iohannis, așadar declarații de presă înainte începerii summitului inițiativei celor trei mări. De asemenea, președintele Klaus Iohannis a făcut declarații și despre demiterea lui Alexandru Nazare. Cred că este bine să vedem lucrurile într-un mod realist. Guvernul are tot sprijinul partidului, dar și sprijinul coaliției, iar dacă asta a considerat Florin Câțu că trebuie schimbat un ministru, atunci probabil așa este cea mai bună decizie. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, cu jurnalul. Așadar, demiterea lui Alexandru Nazare de la șefia Ministerului Finanțelor aprinde și mai mult lupta internă din PNL. Premierul Florin Câțu își apără decizia de remaniere a ministrului Alexandru Nazare. Șeful guvernului a explicat că era normal să înceapă evaluarea miniștrilor chiar cu Ministrul Finanțelor, portofoliu pe care l-a deținut și el la un moment dat. De partea cealaltă, liderul liberal, Ludovic Orban, susține în continuare că în spatele demiterii lui Nazare stau interesele politice ale lui Câțu. Despre tensiunile din PNL ne spune mai multe chiar acum în direct colega mea Gabriela Del Pupo. Bună dimineața, Gabriela, te ascultăm! Bun găsit! Sunt mai multe speculații în această privință. În primul rând vorbim despre faptul că în următoarea perioadă trebuie alocați anumiți bani către primării și Florin Câțu ar avea drept de semnătură, având în vedere că este noul ministru al finanțelor, pentru 45 de zile până când va avea un termen să desemneze un alt ministru. De asemenea, se vorbește despre faptul că Alexandru Nazare a mers în coaliție cu un memorandum privind Roșia Montana. Se pare că premierul nu a apreciat acest gest, dar recunoaște că acest subiect ar trebui discutat în coaliție. Mai sunt, bineînțeles, și câteva probleme în ceea ce privește alocările de sume către Ministerul Sănătății, mai exact către cei care voiau și trebuiau să primească sume pentru prestarea de servicii de vaccinare. Vorbim aici de caravane, angajați, medici și, bineînțeles, personal. Nu au fost alocate aceste sume și au fost întârziate. De altfel, acesta a fost principalul motiv pe care l-a invocat premierul țării în momentul în care a justificat această decizie de remaniere.
Se pare că și președintele a acceptat imediat. Nu se vorbește în acest moment despre un joc politic intern, pentru că știm foarte bine și chiar premierul a spus-o. Alexandru Nazare a fost o propunere venită chiar din partea premierului în momentul în care a trebuit să lase portofoliul de ministru al finanțelor și să devină premier. A spus atunci că vrea să lase pe cineva care trebuie să-i continue proiectele. Iată că la jumătatea anului nu a mai fost cazul. S-a mai vorbit în cursul zilei de ieri, bineînțeles, și de alte remanieri. Au fost vehiculate mai multe nume pe surse, dar se pare că singurul care a fost și remaniat a fost chiar un susținător al lui Florin Cățu în primă instanță, în momentul în care a fost ales ministru, și un om care în acest moment nu a ales să joace nicio tabără politică. De altfel, a avut și o postare în acest sens și a spus că pentru Ministerul Finanțelor nu ar fi fost prolifică o astfel de abordare, mai ales în contextul în care România trebuie să emită și o serie de obligațiuni, nu a putut să-și dea nici măcar demisia. Premierul Florin Cîțu neagă înlăturarea din funcție a fostului ministru al finanțelor Alexandru Nazare pe motiv că nu ar avea parte de susținerea sa politică. Premierul a transmis că fostul ministru face parte din organizația Prahova, care nu și-a exprimat până în prezent susținerea politică pentru o anumită tabără a PNL. Nu am nicio legătură intervenției politice. După cum știți, domnul Nazare este în filiala Prahova. Filiala Prahova nu și-a dat până acum niciun fel de susținere. Nu despre asta este vorba. Am spus despre echipa guvernamentală. Repet ceea ce am spus mai devreme. Pentru mine contează performanța echipei guvernamentale și este important ca toți miniștrii să aibă o performanță la superlativ. În momentul în care cineva nu are o performanță la superlativ, eu nu mă sfiez să fac aceste schimbări, pentru că, repet, o facem pentru români. Guvernarea trebuie să performeze. Este vorba de întreg guvernul, de întreg aparatul, de echipa guvernamentală. Șeful guvernului dă de înțeles că vor mai fi și alte demiteri din guvern, dar a refuzat să dea vreun nume pe care l-ar viza acum. A subliniat însă că deciziile de remaniere el le ia și nimeni altcineva. Nu vă luați după nicio sursă, așa cum v-am obișnuit, fac analiza. Eu fac analiza și în momentul când am o analiză o voi anunța membru coaliției și apoi merge mai departe. Deci nu vă luați după nicio sursă, doar în momentul în care avem o decizie. Trebuie să ne așteptăm la altă remaniere. Nu trebuie să așteptăm la nimic, doar în momentul în care cineva nu performează, atunci trebuie să așteptăm. În momentul acela, eu voi veni cu o decizie și voi anunța decizia respectivă. Liderul liberal Ludovic Orban spune însă că lucrurile nu stau chiar așa. Președintele PNL susține în continuare că Florin Cîțu nu poate da miniștri afară de capul lui, iar măsura luată împotriva lui Alexandru Nazare nu are niciun fundament care ține de activitatea acestuia la minister. Fără derularea procedurilor stabilite din acordul de coaliție, că măsura este o măsură nedreaptă față de ministrul al Partidului Național, și că treaba foarte bine. Cea mai bună dovadă o reprezintă evaluările agențiilor de rating, care fie au rămas la fel, fie s-au îmbunătățit, modul în care s-a derulat execuția bugetară, creșterile de venituri semnificative pe care le-am avut pe luna mai, 23% în plus față de luna mai anului 2020 și 18% în plus față de luna mai anului 2019. Creșterea veniturilor fiscale, care reprezintă cu adevărat veniturile constante care se adună an de an. Curg reacțiile în urma demiterii liberalului Alexandru Nazare de la Ministerul de Finanțe. Însuși, fostul ministru nu găsește o explicație clară pentru care a fost demis de către premierul Cîțu, în contextul în care a primit laude în diferite ocazii. Alexandru Nazare, proaspăt demis de la finanțe, a declarat că în timpul mandatului său a avut și discuții în contradictoriu cu premierul Cîțu. Discuțiile intense pe care le-am avut în aceste 6 luni au existat, evident, și discuții unde am avut divergențe. Au existat și momente când am avut observații sau am avizat negativ anumite acte normative sau le-am restituit. Au fost și astfel de discuții, da. Poziția de ministru de finanțe n-a fost niciodată comodă. Iar pozițiile mele pe anumite acte normative în guvern au fost ferme, colegiști.
Nu mi-am propus să fiu un ministru de finanțe comod. Mi-am propus să fiu un ministru de finanțe respectat. Ca atare, în momentul în care nu aveam resurse pentru anumite tipuri de cheltuieli sau când exista pericolul să depășim țintele de deficit, atunci este evident că mi-am exprimat dezacord. Eu cred că strategia de comunicare pe care am avut-o pe subiectele esențiale a fost cea eficientă pentru aceste 6 luni. Nazare exclude varianta unei posibile răzbunări și caută în continuare explicații pentru care a fost demis de la finanțe. Nu cred că pot gândi în termen de răzbunări. Eu sunt o persoană constructivă. Sau undeva, dacă vă gândiți că în aproape fiecare conferință de presă după ședințele de guvern, premierul era apreciativ la adresa Ministerului Finanțelor și a rezultatelor noastre la Ministerul Finanțelor, pe undeva vă dați seama că și eu sunt nedumerit de această turnură a lucrurilor. Pentru că dacă ne uităm la activitate și la rezultate, la indicatori macroeconomici, la cifre, la conduita mea în guvern, nu știu care dintre aceste aspecte aș fi putut să-l deranjeze atât de tare și să insist atât de mult pentru această mișcare. Este aglomerație la această oră pe centura capitalei, în localitățile limitrofe, dar și la intrările în București. Despre cum se circulă însă chiar acum ne spune domnul Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Așadar, ce informații aveți, vă rog, domnule Andronache? Într-adevăr, avem 2 evenimente rutiere în județul Iscov la această oră. Primul dintre ele pe drumul național 2 București-Urziceni, în localitatea Voluntari, acolo unde o auto utilitară a colizionat un stâlp de electricitate și a rămas imobilizată în cablurile de înaltă tensiune. Din fericire, nu sunt persoane rănite. Se circulă îngreunat însă pe sensul către București, pe o singură bandă, pentru aproximativ 30 de minute. De asemenea, pe centura București, între localitățile Pantelimon și Voluntari, s-a produs un accident rutier între un autotren și un autocamion încărcat cu păsări. În urma impactului nu au rezultat persoane rănite, însă mai multe găini se află pe carosabile, astfel că traficul rutier se desfășoară îngreunat pe un fir alternativ. Iar în ceea ce privește fluența traficului, la această oră, valori de trafic ridicate, într-adevăr, pe centura capitalei, în special în zona localităților Mogoșoaia, Chitila, Pantelimon, dar și Berceni, nu sunt înregistrate valori de trafic ridicate pe sensul către autostrada Soarelui, dar nici pe sensul către drumul național 1, București, Ploiești, Brașov, însă ne așteptăm ca în cursul după amiezii aceste valori să crească, în special pe sensul către litoral și către stațiunile de pe Valea Prahovei. Au mai fost înregistrate și alte evenimente rutiere în această dimineață? În această dimineață a mai fost înregistrat un eveniment rutier în județul Bacău, pe drumul național 2, în zona localității Răcăciune, acolo unde a avut loc o coliziune între un microbuz de transport persoane și un autoturism. Din fericire, în urma impactului, doar 3 persoane au suferit leziuni minore. Acestea au fost transportate la spital pentru investigații medicale suplimentare și în urmă cu 10 minute în zonă traficul rutier s-a reluat normal pe ambele sensuri. Și pentru că tot este început de weekend, domnule Andronache, ce ar trebui să știe șoferii pentru a evita ambuteiajele în drumul spre mare sau spre munte? Vă rog. Îi sfătuim pe conducătorii auto care se vor deplasa către stațiunile aglomerate să ia în calcul și rutele alternative pentru a evita aglomerația, iar pentru prevenirea accidentelor rutiere recomandăm șoferilor să ruleze cu prudență sporită, să păstreze distanța regulamentară între vehicule și să se asigure temeinic la schimbarea direcției de deplasare. Alexandru Andronache, Centrul Infotrafic, mulțumesc mult pentru aceste precizări și pentru că tot vorbeam de weekend și ne apropiem de acest sfârșit de săptămână, iar pe litoral sunt așteptați 10.000 de turiști. Meteorologii au emis o alertă de caniculă, însă nu sunt excluse nici furtunile. Mai multe despre cum va fi vremea însă în aceste zile ne spune chiar acum în direct meteorologul de serviciu din Mărășoiu. Bună dimineața, mulțumesc și dumneavoastră pentru intervenție. Bună dimineața. Așadar, la ce să ne așteptăm, vă rog. Astăzi, vineri, este menținut codul de caniculă și de disconfort termic accentuat pentru partea de vest-sud-vest a țării, unde temperaturile maxime, mai ales în Banat, vor depăși 35-37 de grade și, sigur, disconfortul înseamnă acel indice de temperatură umezală de peste 80.
tot în partea de vest-vest, dar undeva la nivel de arii mult mai restrânse și în câmpia română. Respectiv, aici temperaturile atestă și ele o vreme călduroasă, peste 30 de grade, 32, poate chiar 33 de grade și în București, deci o ușoară creștere față de ieri. Și sigur, și în capitală, după masă, vom resimți disconfort termic. Lucrurile evoluează în felul următor. Seara și noaptea, instabilitatea atmosferică se accentuează în Banat, în Crișana, în vestul Maramureșului, unde vor fi mai ales vijelii, dar și averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. Iar ca urmare acestor sisteme noroase, care în principal sunt la vest de țară, dar afectează și partea de vest nord-vest a țării, și ziua de sâmbătă prezintă un aspect diferențiat, respectiv pentru regiunile intracarpatice, aceeași instabilitate, aceleași fenomene, respectiv averse, descărcări și vijelii. Iar temperaturile, să zicem că e o veste bună, față de azi mai scad, deci nu se va mai atinge decât 33, cel mult 34 de grade în acele zone unde azi avem 37-38. Da, sunt foarte mulți care se pregătesc să plece și pe litoral. Avem și o promotă pe litoral. Până duminică, chiar duminică seara, ar fi o vreme bună. Asta înseamnă temperatură în aer de 27-29 de grade la nivel maxim. Iar nopțile sunt călduroase ca de obicei în zona litoralului peste 20 de grade, iar apa mare este și ea destul de favorabilă celor care sunt pe litoral, pentru că este în jur de 23 de grade în toate aceste zile. Da, așadar, vreme bună pe litoral și în cea mai mare parte a țării. Mulțumesc mult pentru aceste precizări, domnul Linu Mărășoiu de la ANM, ultimele informații așadar despre vreme. Continuăm știrile și cu alte subiecte. Incendiu uriaș în județul Bihor, un depozit de mase plastice din Salonta a luat foc. Zeci de pompieri au venit la fața locului, iar la sosirea salvatorilor, incendiul se manifesta în curtea depozitului, la o hală construită pe aproximativ 1300 de metri pătrați și la o altă hală de circa 600 de metri pătrați. Incendiul a fost sesizat la ora 3:41, moment în care peste 30 de pompieri militari din cadrul a 3 detașamente au fost mobilizați la fața locului cu 7 auto speciale de stingere de lucru cu apă și spumă și o auto specială de primă cercetare și evaluare chimică, biologică, radiologică și nucleară. Incendiul a distrus mai multe hale. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta violent în curtea depozitului, unde erau depozitate diferite materiale plastice reciclabile și la o hală generalizată pe o suprafață de 600 de metri pătrați, respectiv la alte două hale, una de 1300 de metri pătrați și o alta de 600 de metri pătrați. În momentul de față, incendiul este localizat, colegii acționează pentru lichidarea focarelor. Nu au fost înregistrate victime, iar autoritățile cercetează cauzele izbucnirii incendiului. Deocamdată se acționează în vederea stingerii incendiului, după care se va proceda la înlăturarea efectelor negative ale evenimentului și, bineînțeles, cercetarea cauzei probabile. Ceea ce este important este faptul că nu s-au înregistrat victime. Incendiu puternic la Timișoara, o butelie aflată într-o rulotă a explodat, iar flăcările s-au extins la o clădire de birouri învecinată. Din fericire însă nu au fost înregistrate victime. Totul s-a petrecut pe bulevardul Brâncoveanu din Timișoara. În imagini se văd nori negri de fum, fapt ce a alertat oamenii din zonă care au apelat la 112. O explozie a avut loc cu puțin timp înainte ca pompierii să ajungă la fața locului. Salvatorii, într-un număr impresionant, au acționat pentru localizarea incendiului. 10 persoane aflate în clădirea de birouri învecinată s-au autoevacuat și nu au fost înregistrate victime. Cât despre pagube, acestea sunt neînsemnate. O anchetă va stabili cu exactitate cauza producerii incendiului.
Inconștiență maximă din partea turiștilor la întâlnirea cu ursul pe Transfăgărășan, oamenii ajung să trateze animalele sălbatice ca pe cele de companie, fără să realizeze pericolul la care se expun. Autoritățile fac apel la oameni să nu se apropie și să nu hrănească urșii pe care îi întâlnesc pe drum. În imagini se vede cum ursul cotrobăie printre mașini în zona cascadei Bâlea, loc în care se află foarte mulți turiști. La un moment dat, un turist inconștient se apropie amenințător pentru a surprinde imagini cu animalul. Pui la ăla, să duce încolo spre el. Îl vezi? Un turist. Îl vezi? Și cazul nu este singular. Alți doi motocicliști au oprit la o distanță incredibil de mică față de urs, însă acesta trece razant pe lângă ei fără să-i atace. Animalul pare că este obișnuit cu oamenii și cu traficul. Ia uite să ții lângă ăla! Urșii își fac apariția tot mai des. Alți turiști aflați pe Transfăgărășan au filmat un alt animal în căutare de hrană. Oamenii spun că este al patrulea urs pe care îl văd în drumul lor. Însă de data asta turiștii au respectat cerințele autorităților și n-au interacționat cu animalul. Peste jumătate din statele Uniunii Europene au primit deja aviz favorabil Planului Național de Redresare și Reziliență. 10 țări, printre care se numără și România, sunt însă în plin proces de evaluare a PNRR-urilor. 3 state, Bulgaria, Țările de Jos și Malta, nu au trimis până în acest moment un plan. Datele au fost publicate de europarlamentarul USR Plus, Dragoș Pâslaru. Chiar dacă ne aflăm în plină vacanță parlamentară, evaluările privind planurile naționale de redresare și reziliență continuă. Europarlamentarul USR Plus Dragoș Pâslaru a prezentat situația actualizată a stadiului PNRR-urilor din statele Uniunii Europene. În acest moment, Comisia a evaluat și a dat aviz favorabil pentru 14 planuri. Apoi, Consiliul UE va adopta aceste planuri, cel mai probabil săptămâna viitoare, ceea ce înseamnă că aceste state membre vor putea primi deja prima tranșă de bani, a anunțat Dragoș Pâslaru pe Facebook. Situația României și a altor 9 state este în curs de evaluare, a mai anunțat europarlamentarul. Pentru țările aflate în curs de evaluare, principalele detalii care trebuie încă lămurite sunt legate de costurile reformelor și investițiilor, de nivelul de ambiție pentru măsurile de tranziție verde și, nu în ultimul rând, modul în care acestea răspund la recomandările specifice de țară formulate de Comisia Europeană în 2019 și 2020 în cadrul semestrului european, a adăugat europarlamentarul USR Plus. Premierul Florin Câțu a menționat și el că PNRR va fi aprobat în septembrie. Aș vrea să dau un mesaj piețelor financiare și partenerilor externi. România este guvernată bine, planul de reformă continuă. Ca să ne asigurăm că planul de reformă continuă a fost inclus și în PNRR. PNRR va fi aprobat împreună cu alte 12 țări în septembrie. Deci nu suntem singuri, mai sunt 12 țări. Ne asigurăm că o să fie un PNRR aprobat bun, în care să putem să luăm toți cei 29,2 miliarde de lei. România face din nou un act de caritate în ceea ce privește dozele de vaccin. Guvernul a adoptat o hotărâre în acest sens care prevede livrarea a peste 100.000 de doze de vaccin Pfizer către Moldova, în timp ce alte peste 10.000 de doze de vaccin AstraZeneca vor fi donate Georgiei. Guvernul a aprobat o hotărâre care prevede acordarea unui ajutor umanitar către Republica Moldova și Georgia, ajutor care este menit să sprijine cele două țări să depășească perioada pandemiei. Mai exact, e vorba despre 100.620 de doze de ser Pfizer acordate Moldovei, în timp ce Georgia va beneficia de alte 10.000 de doze de ser AstraZeneca. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut să mulțumească României pentru sprijinul acordat. Maia a spus că datorită țării noastre au fost salvate mii de vieți în urma campaniei de vaccinare, care a fost posibilă începând cu 2 martie, mulțumită donației generoase acordate de țara noastră. Avem vaccin pentru toată lumea și îi îndemn încă o dată pe toți cetățenii să se vaccineze. Doar astfel vom putea evita riscul revenirii în forța pandemiei, a mai spus liderul de la Chișinău. Din cauza lipsei de entuziasm cu privire la campania de vaccinare, țara noastră a început să doneze o parte din dozele primite către țările vecine, precum Moldova, Ucraina sau Serbia, sau chiar să vândă peste 2 milioane de doze Pfizer către Danemarca. Mai și vindem,
dar mai și donăm. Republica Moldova are nevoie de susținerea noastră și este nevoie să le dăm, a fost o discuție cu președinta Maia Sandu și este nevoie de aceste vaccinuri acolo. Am și vândut, am și donat. Eu cred că este un gest de responsabilitate din partea noastră să ajutăm pe românii din Republica Moldova. Pandemia nu putem să o izolăm, să o eradicăm doar în România. Trebuie să o eradicăm peste toată lumea, pentru că altfel această pandemie va rămâne. De aceea este important ca peste tot să ajungă acest vaccin. Dosarul Roșia Montana a iscat discuții tensionate în guvern. Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu spune că România trebuie să își apere patrimoniul și dosarul de înscriere a sitului în patrimoniul UNESCO și nu trebuie retras, deși ar trebui să plătim cam 5 miliarde de euro de spăgubiri. Cert este că Ministerul Culturii nu poate avea altă poziție decât cea de a apăra patrimoniul. Eu știu că acel proces pune în pericol statul român de a fi obligat să achite o sumă mare, iar avocații care ne reprezintă și care sfătuiesc Ministerul Finanțelor să ceară imperativ această retragere... Diferența ar fi de cam 4 miliarde de euro. Adică în cazul în care dosarul de înscriere în patrimoniul UNESCO este retras, atunci statul român ar trebui să plătească doar 1 miliard de spăgubiri. Altfel ar trebui să dăm 5. Într-un fel și de înțeles, pentru că statul român în procesul acesta de arbitraj de la Washington este reprezentant de Ministerul Finanțelor, care a angajat o firmă de avocatură. Dar ceea ce am întrebat și eu în ședința de guvern și a întrebat și premierul este, bun, Ministerul Finanțelor spune că dacă menținem dosarul plătim 5 miliarde, dacă retragem plătim în jur de 1 miliard, că oricum plătim despăgubiri, așa ar spune avocații. Situl Roșia Montana a fost inclus pe lista indicativă a UNESCO în luna septembrie a anului 2016 la Paris. 2 ani mai târziu, Comitetul Patrimoniului Mondial a decis amânarea înscrierii Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO la solicitarea guvernului Dăncilă, care a invocat arbitrajul internațional în curs. La începutul anului trecut, ministrul culturii Bogdan Gheorghiu anunța că executivul a decis să reia procedura de includere a zonei Roșia Montană în patrimoniul UNESCO, o notificare în acest sens fiind transmisă pe 31 ianuarie 2020. Iar cei de la Gabriel Resources, care au obținut în anul 1999 o licență de exploatare pentru proiectul minei de aur Roșia Montană, susțin că au înregistrat pierderi de 4,4 miliarde de dolari, deoarece guvernul de la București a decis să nu aprobe exploatarea minei de aur. Și asta era cifra avansată acum 4 ani. Final de jurnal, domnilor și domnilor, urmează emisiunea Ritmul Sănătății. Eu vă aștept la 10 fix cu cele mai noi informații. Sunt Ștefan Bășcuță, rămâneți pe 1 TV. O zi excelentă să aveți!